că anul trecut am sărit acest program și că v-a lipsit acest program și oricum nu repetăm, știți foarte bine că niciun an nu repet programele, nu sunt identice, în fiecare an schimb câte ceva la ele, schimbăm meditații, schimbăm lecții, pentru că și eu primesc mesaje noi, am acces la informații noi și vi le transmit în aceste programe. Să știți că n-am ales întâmplător această zi. Mă bucur că suntem împreună și măcar demarăm, da? Suntem pe aceeași frecvență cu acest program împreună, deoarece astăzi suntem într-o zi de 8, așa că este perfect să începem să ne rescriem viața în acest program provocare de 8 săptămâni, pe care vă invit cu mare drag să-l parcurgem împreună, pentru că și eu îl voi lucra alături de voi și mie mi-este mult mai ușor să fac lecțiile împreună cu voi, să ascult meditațiile, pentru că și eu oricum înregistrez meditațiile pentru voi și le voi înregistra pentru voi, unele sunt deja lucrate și prefer să le ascult și eu împreună cu, să le ascult și eu împreună cu voi și să țin pasul în acest program de 8 săptămâni. Astăzi, conform calendarului spiritual, pe care noi nu l-am mai ținut, deoarece nu l-ați solicitat, că nu ați fost foarte, foarte interesați, păcat. Deci, e un calendar extraordinar și mie mi se părea interesant, dar din cauza faptului că nu v-ați interesat, adică voi nu ați arătat foarte mult interes, eu îl postam cu mare drag. Din punct de vedere al calendarului spiritual, ca să-mi continui ideea, astăzi o avem pe Tara. Astăzi este ziua Tarei și ne legăm de Tara cea verde, de Tara cea galbenă, care are legătură cu abundența și cu prosperitatea, și Buddha al medicinei, Buddha medic, da? Cei doi astăzi își serbează ziua, este una dintre zilele lor în calendarul spiritual, așa că avem. Vedeți, ați și uitat de calendarul spiritual, da? Și este și o zi de 8, pentru că 2 și cu 6 fac 8, da? O avem pe Tara cea verde, avem Buddha al medicinei. De ce poate să ne ajute în acest început, având în vedere că unii dintre voi o să începeți să faceți acest program cu obiective și cu dorințe, cu vise legate de sănătate și de îmbunătățirea sănătății, alții nu, evident. Ne spune Dana, mie îmi plăcea mereu, făceam mantrele respective. Păi poate le începem din septembrie, când începem noul an spiritual, așa cum am făcut și anul trecut, când o să începem noul an spiritual, o să începem și acest calendar. Da, cei care sunteți de puțin timp, nu știți că eu am foarte multe lucruri frumoase să vă împărtășesc și am foarte multe idei și proiecte pe care vreau să le împărtășesc către voi și unul dintre acestea era calendarul spiritual, care este o muncă zilnică. Știți că primiți zilnic acest calendar, se posta zilnic și știați ce și ce nu trebuia să faceți în ziua respectivă. Da, cei care sunteți mai noi nu cunoașteți calendarul spiritual pe care eu îl postam zilnic și unii dintre voi, într-adevăr, pe unii dintre voi, poate pe puțin, poate pe prea puțin dintre voi vă bucura. Dragii mei, ok, începem acest program, program de 8 săptămâni și bineînțeles că nu este bătut în cuie, deci voi o să lucrați în ritmul vostru, chiar dacă eu voi posta lecțiile și meditațiile în grupul nostru Succesul Sufletului. Începeți să vă aduceți aminte de calendarul spiritual. Voi le veți lucra în ritmul vostru, așa că aceste 8 săptămâni sunt mai mult sau mai puțin concrete, pentru că lecțiile vor rămâne în grup, meditațiile le veți avea pe grup și chiar dacă nu puteți să țineți pasul cu noi, ideea nu este să ne grăbim, ideea este să materializăm, ideea este să ne schimbăm starea pe care o avem acum, care poate conține anumite lucruri care nu ne plac,
poate că materializăm ceva ce nu ne place în acest moment, deci e clar că frecvența noastră de vibrație nu este într-o zonă ok dacă se întâmplă lucrurile care nu ne plac. Așa că nu e important să ne grăbim, să alergăm în urmă, așa că cei care începeți și lucrați exact cum am lucrat și noi, nu vă grăbiți, că nu trebuie să ne ajungeți din urmă. Așa cum știți, rămâne pe grup programul în această variantă, cel puțin 6 luni de zile îl veți avea în această variantă, pentru că la anul vom face în alt format. Da? Acum, când l-am făcut prima oară, a doua oară, programul a fost provocarea de 100 de zile și sunt sigur că unii dintre voi vă amintiți de această provocare de 100 de zile. Nu putem să ne grăbim, nu putem să materializăm în 2-3 zile, în 2-3 săptămâni și nici în 21 de zile. Așa că de asta avem un grup, de asta avem atâta susținere și acest program va fi mai complet și mai frumos în acest format, pentru că veți avea mai multă susținere din partea mea și chiar am ales să fac și scurte filmulețe pe care vi le postez la unele lecții, ca să înțelegeți mai bine lecția, mai ales la început. Vă invit cu mare drag, pentru că toți suntem la această parte de conexiune și o să vă spun despre acest program și la sfârșit, la terapia de recuperare a părților de suflet. Este un seminar terapeutic cu în varianta nouă, da, de această dată, pe care noi îl avem săptămâna viitoare pe 5 august, deci dacă doriți să vă înscrieți în acest seminar, în această terapie de recuperare, care va dura câteva vreme, de câteva meditații, câteva ore. Și, bineînțeles, neapărat să vă înscrieți în grupul Succesul Sufletului, în cazul în care nu faceți parte din grup, nu sunteți în grup, să puteți să urmăriți acest program, pentru că toate lecțiile și meditațiile se vor desfășura aici, da. Am ales să postez, să începem, acum o să vă explic tot ce avem de făcut, o să trecem prin toți pașii ca să știți ce vă așteaptă și să discutăm un pic, să vă mai dau niște informații interesante. Aș alege să începem prima lecție, că aveți nevoie să lucrați, da? Și aleg prima lecție pentru vineri, pentru că vineri o să aveți mai mult timp liber. Vineri, sâmbătă și duminică sunt lecțiile cele mai complexe, aș putea să spun, și aleg să le punem în weekend ca să nu vă grăbiți joi, nu aveți când să lucrați pentru vineri, da? Sau vineri pentru sâmbătă. De asta am ales să-l începem din weekend, practic cu prima lecție. Vă pregătiți, vă luați tot ce vă trebuie. Oricum, după ce ascultați evenimentul, poate aveți întrebări de pus și eu vă răspund cu mare drag la sfârșitul acestui eveniment. Vreau să vă mai spun, să vă mai dau o informație legat de, știu că vă mulțumesc că ați comandat cartea Terapia cu Arhanghel, cartea curs pe care eu am scris-o și am sărbătorit, așa cum știți, în data de 20 iulie, 4 ani de la lansarea acestei cărți. Aveați în pachet, a fost o reducere destul de ok, zic eu, la această carte, curs și ați avut... Au fost comenzi și aici este o mică informație pe care vreau să vă o dau, să vă o împărtășesc. Au plecat o mulțime de colete către voi cu această carte, dar întâmplător stocul s-a sfârșit și noi am contactat editura ca să mărim stocul, să ne lucreze în continuare cărți, ca să putem să vi le trimitem în maxim o săptămână, două, să le aveți toți cei care ați comandat la prețul redus. Ideea este că editorul meu, cu care lucrez de 6-7 ani, a decedat, a fost plecat în concediu și a decedat în vacanță. Deci pe munte, unde era, a avut un stop cardiorespirator și
Atunci s-a întâmplat acest necaz și noi am rămas un pic descoperiți în această perioadă. Bineînțeles că lucrurile vor continua la editură și dacă nu vor continua aici, vom rezolva în altă parte, dar până se așează lucrurile, până găsesc ei toate fișierele, deci cei care au rămas în urmă acolo, trebuie să pună un pic lucrurile la punct. Comanda noastră nu a fost lucrată și de asta vă solicit că și noi trecem prin această mic disconfort, mă rog, noi eram și un pic mai apropiați, era altă relație și m-a răvășit această veste pentru că nu mă așteptam și vă rog să aveți și voi înțelegere, cei care nu ați primit încă coletele, deci o parte dintre ele vor mai pleca și mâine din ce s-a lucrat astăzi, dar s-a lucrat practic cât au fost cărți în stoc, s-au făcut toate coletele și ultimele vor pleca mâine. S-a plecat și azi, vor pleca și mâine, ce nu am apucat să terminăm astăzi, dar cei care nu reușiți să, nu este absolut nicio problemă. Dacă nu sunteți de acord cu această perioadă de așteptare, nu este nicio problemă, ne scrieți și noi vă returnăm suma achitată înapoi pe carte. Dar ca să știți, pe viitor, cartea nu va mai fi la reducere decât anul viitor, în iulie, așa că eu zic mai bine, cei care ați prins această reducere, mai bine mă așteptați un pic, considerați voi, noi nu ne supărăm dacă voi vreți banii, să vă returnăm banii înapoi, dacă nu vreți să așteptați, nu este absolut nicio problemă. Ok, da, drum în lumină, să vadă lumina, să recunoască lumina și, așa cum zic eu, să urmeze lumina care o vede, da, acolo unde s-a dus acest om minunat. Deci asta vreau să vă spun legat de comenzile unora dintre voi, da? Dragii mei, haideți să vedem despre ce e vorba, pentru că este un program de suflet, programul care îl începem și despre care vreau să vă vorbesc un pic în această seară, ca să știți ce o să avem, ce o să lucrăm, ce o să urmeze, ce ne așteaptă în următoarele 8 săptămâni. Și nu vă grăbiți, liniștiți-vă, unii dintre voi știu că sunteți în concediu, așteptați să veniți acasă, să începeți, acest eveniment va rămâne înregistrat, lecțiile vor rămâne înregistrate pe grup, așa că nu aveți de ce să vă grăbiți, le începeți fiecare atunci când ajungeți acasă. Am spus că este un program de suflet, acest nou format, da, al programului Provocare de 8 săptămâni, deoarece una dintre cele mai mari greșeli pe care eu văd că le fac oamenii atunci când vor să materializeze, atunci când vor să-și împlinească dorințele, să aducă în planul pământului, da, dorințele lor, deci este că folosesc foarte mult, se folosesc de aspectele umane. Ne folosim într-adevăr foarte mult de aspectele fizice, de aspectele umane, de circumstanțele umane actuale, ca îndrumare, ca și călăuzire, ca și ghidare, atunci când dorim să ne luăm, să luăm și luăm deciziile și atunci când vrem să ne împlinim dorințele. Mai ales că unele dintre ele, dintre dorințele noastre, sunt dorințe transmise, trimise, inspirate de sufletul nostru. Adevărul este că atunci când sufletul ne cheamă, sufletul ne atenționează să începem să lucrăm, să începem să manifestăm la un nou nivel, să începem să schimbăm, să începem să modificăm o frecvență, să începem să căutăm mai mult și să scotocim mai mult după acea misiune personală, după acea schimbare de vibrație, da, pe care e necesar la un moment dat să o facem, pentru că acel disconfort pe care noi îl simțim la un moment dat, este dat de diferența de vibrație, diferența de frecvență de vibrație dintre corpul nostru fizic și frecvența sufletului. Ei bine, de multe ori, atunci când sufletul ne cheamă la această manifestare, la această lucrare, la această împlinire a dorințelor, de multe ori simțim intuitiv, da, că suntem atenționați, simțim intuitiv că suntem chemați, simțim intuitiv că ceva dinăuntrul nostru ne atenționează.
ne ciocăne, da? Chiar și atunci când nu putem vedea semnele în lumea noastră fizică, da? Când nu putem vedea semnele în realitatea noastră fizică. Sufletul nostru s-a întrupat ca să-și împlinească anumite dorințe, ca să-și împlinească vrerea, ca să-și împlinească scopul și automat ca să împlinim această misiune, ca să împlinim acest scop, sufletul ne transmite ceea ce își dorește. Și de multe ori avem norocul, suntem super mega norocoși să recunoaștem dorințele de la suflet, în contradicție cu dorințele care vin de la partea egotică, de la ego, care nu or să ne ducă niciodată către frumusețe, către liniște, către sănătate, către creștere, către bine, da? Către potențialul nostru suprem. Ei bine, sufletul tot timpul ne îmboldește și ne trimite dorințele pe care el și le-a propus. Ele sunt practic cele mai profunde dorințe ale noastre. Și este imposibil să nu le recunoaștem dacă reușim să începem să lucrăm, să schimbăm încet, încet vibrația noastră pentru a o recalibra, pentru a o alinia la vibrația sufletului și pentru a ne duce, da, încet, încet, pentru că nu putem să facem asta peste noapte, către cea mai înaltă cunoaștere vibrațională, care este acolo, la nivelul sufletului, din acest moment, la nivelul sinelui nostru superior, acea parte, da, contraparte de suflet a noastră, care a rămas în dimensiunile mai înalte, care nu a coborât la întrupare, și care ne ajută să luăm decizia cea mai potrivită, indiferent că este vorba de bani, indiferent că este vorba de relațiile noastre care nu funcționează, indiferent că este vorba de problemele de sănătate pe care le avem, indiferent, încă o dată spun, de ceea ce ne arată lumea fizică, da, realitatea actuală din jurul nostru. E bine, în acest program, și îmi doresc asta foarte mult, să o facem cu toții și nu numai în acest program, mi-aș dori să ne deschidem pentru suflet mai mult. De ce? Nu putem să avem o viață împlinită dacă nu refacem legătura cu sufletul. Nu putem să ne restabilim starea de sănătate dacă nu refacem legătura cu sufletul. Nu putem să ajungem la starea de prosperitate, abundență financiară, materială, să obținem lucrurile alea pe care noi ni le dorim, dacă nu refacem legătura cu sufletul. Și de asta este important, dragii mei, să ne deschidem, să ne ridicăm, să refacem această conexiune cu sufletul nostru, ca să vedem potențialul, să începem să ne trăim și noi cu adevărat viața. Pentru că îți trăiești la potențial maxim viața doar că atunci când ești în aliniere cu sufletul tău. Și din păcate unii dintre noi n-au făcut asta niciodată. Să refacem legătura cu sufletul, să refacem conexiunea cu sufletul astfel încât să ne putem crește și mai mult vibrația pe viitor, să manifestăm într-un mod aliniat, pentru că este groaznic să muncești, să materializezi dorințe care nu vin de la suflet. Dorințe care te consumă și te slesc de energie, dorințe care îți fură somnul noaptea, dorințe care îți fură timpul, împlinirea dorințelor care îți fură poate multă, mult material, multă parte financiară și te lasă epuizat. Și simți, chiar dacă, pe lângă faptul că de multe ori nu se împlinesc niciodată aceste dorințe, chiar dacă reușim cu foarte mult efort, energie consumată și sănătate distrusă să împlinim aceste dorințe, ne dăm seama că nu sunt de la suflet pentru că în continuare simțim în jurul nostru gol și deșertăciune. E bine, nu îmi doresc să mai punem suflet, nu vreau prin acest program să dăm energie, să ne implicăm, să împlinim dorințe care nu vin de la sufletul nostru și vin de la ego sau vin de la cum și de la ce ne influențează ceilalți din jur.
Asta nu este manifestare în aliniere, asta nu este materializare în aliniere cu sufletul, pentru că nu poți să-ți așezi viața, nu poți să-ți așezi casa, nu poți să te așezi pe misiunea ta, pe cariera ta, nu poți să-ți așezi, să-ți vindeci relațiile și sănătatea decât atunci și numai atunci, pentru că nu ai altfel cum, decât atunci când ești aliniat la sufletul tău, atunci când ești în aliniere profundă, da, cu sufletul tău. Ajutoare sunt super multe și permanente. Și aici mă refer, dragii mei, să văd de ce nu văd eu. Gata. Ce vreau să vă spun? Că avem echipă de ajutoare. O să reactivăm echipa de ajutor divin strict pentru acest program. Vom face o meditație de reactivare. Vom face meditații, scurte meditații, ca să nu ne ia foarte mult timp, să nu ne simțim copleșiți, pentru că tot ce durează mult și este ne consumă multă energie, pur și simplu ne face să renunțăm și nu vreau să mai lucrăm în acest stil. Și să refacem echipa, legătura cu echipa noastră de ghizi, ghizii noștri spirituali, ghizii noștri personali, ghizii cu care noi, înainte de întrupare, am stabilit această misiune a sufletului nostru. Am stabilit scopul sufletului nostru, am stabilit planul nostru divin, am stabilit ce vom face împreună, am stabilit cu ghizii noștri cum ne vor atenționa, am stabilit cu ghizii noștri cum ne vor ajuta, cum ne vor susține în timpul acestei vieți și toate amănuntele legate de împlinirea acestui plan, acestei misiuni. Ei sunt acolo să ne sprijine, ei sunt acolo, pentru asta s-au întrupat să facă acest lucru și bineînțeles că îmi doresc să refacem pe cât se poate această conexiune. Pentru că, într-adevăr, suntem chemați, da? Pe măsură ce trece timpul, sufletele noastre ne atenționează, sufletele noastre ne îmboldesc tot mai mult, mai ales cei care nu suntem în aliniere, mai ales cei care suntem pe lângă drum, cei care ne-am depărtat, da? De misiunea noastră, de planul nostru divin, ca să reintrăm în această aliniere, în serviciul nostru al sufletului, să ne ridicăm la următorul nivel, da? Al misiunii noastre, al sufletului nostru, al scopului, al planului divin și să împlinim, următoarea parte, da? De misiune pe care o avem. Într-adevăr, poate este necesar să trecem într-o altă linie de viață, să părăsim actuala linie care nu este pe vibrația sufletului nostru, da? Această variantă de viață, să facem acel salt cuantic despre care știința vorbește atât și despre care de multe ori nu știm cum să-l ducem la capăt și cum să trăim în noua linie, cum să sărim în noua linie de viață, în noul plan de viață. Ca să, în o linie temporală, da? Să manifestăm un nivel cu totul nou de abundență, de aliniere, de cunoaștere, de vibrație, în conformitate cu ceea ce ne atenționează și ne trimite sufletul. Deci, practic, suntem îndemnați să sărim, să intrăm, da? Să pășim în acest necunoscut. Așa că o să am anumite propuneri, da? Și anumite lecții și provocări pentru acest program Rescrieți viața, ca să ne aliniem, da, la cea mai înaltă cronologie a sufletului nostru din acest moment, să întruchipăm această cronologie, să întruchipăm dorințele sufletului, obiectivele care pleacă
practic din misiunea noastră personală să vă sprijin în această călătorie de, de conectare cu sufletul, de rescriere, da? Poate nu a vieții, a dorințelor, da? Care pornesc de la suflet, de îmbunătățirea fundației energetice pentru a susține această provocare. De aprofundare a legăturii cu ghizii noștri, care nu fac decât să ne sprijine, să recunoaștem ajutorul lor, să ne conectăm mai mult la ei, să le cerem mai mult ajutor, să ne ajute pe parte de manifestare și de aliniere la misiunea noastră, la dorințele noastre și, bineînțeles, la îmbunătățirea stării de sănătate. Pentru că nu vom putea niciodată, dragii mei, să ducem mai departe misiunea noastră personală, să o recunoaștem, să recunoaștem părți din ea, să o ducem la un alt nivel, să o aplicăm, să o punem în practică, să o întruchipăm așa cum am stabilit atunci înainte de întrupare, dacă nu suntem sănătoși. Dacă nu suntem sănătoși, gândurile noastre nu stau la obiective, nu stau la serviciu către ceilalți în a ne ajuta și a ne oferi, da, serviciile sufletului, nu ne stă la altceva gândul decât la boală. În momentul când nu suntem sănătoși, acest fir de boală, da, și frecvența bolii ne readuce în acea zonă de energie joasă care nu ne permite și nu ne lasă un spațiu prea mare de joacă. Așa că este importantă sănătatea în acest demers. Într-adevăr, dorințele care vin de la suflet, dorințele care sunt transmise de suflet și nu de ego-ul nostru, acționează cu putere, pentru că ele sunt cele mai sănătoase, cele mai viabile, sunt adevărate și cele mai ușor de îndeplinit dorințe. Și acționează, am zis, ca și energizant, ca și combustibil, conducându-ne, arătându-ne de fiecare dată următorul pas, da? Spre următorul pas. Atunci când alegem și recunoaștem dorințele de la suflet, nu mai există atâta străduință și zbatere acolo. Nu mai există stagnare. Nu mai există blocare, pentru că știi ce ai de făcut și dorințele acelea nu sunt niște noduri cumplite, da? Nu sunt niște provocări insuportabile, da? Care nu se mai termină. Dorințele sufletului nu sunt așa și trebuie să le recunoaștem. Și practic, atunci când muncești să-ți împlinești dorințele sufletului, nu mai rămâi blocat, legat de creativitatea ta, de creația ta, pentru că totul curge lin și toate se deschid. E bine, atunci practic știm ce avem de făcut și de lucrat în continuare. Important e să recunoaștem aceste dorințe, să extragem obiectivele din ele, pentru că o să avem niște obiective de lucrat în acest program, să fim dispuși să lucrăm pentru aceste obiective, să le stabilim foarte clar, să ne asumăm responsabilitatea pentru ele, pentru viața noastră și, bineînțeles, să ne dedicăm cu toată inima lor, chiar dacă o să facem acești mici pași, da, către atingerea ambițiilor noastre. Important este să ne urmărim aceste obiective. Prin obiective ne urmărim dorințele sufletului, evident, și chestia asta o să ne facă să ne simțim bine, pentru că vom lucra tot timpul în aliniere și dacă ne depărtăm, ne întoarcem, pentru că ăsta e rolul meditațiilor pe care le vom face, ca să avem tot timpul acel sentiment de scop, da? Și direcție, că mergem în zona cea bună, în direcția cea bună, să avem harta. Și este interesant că atunci când începem să creăm, da, să concepem, da, în mod conștient aceste obiective, ne poate ajuta să ne asigurăm că locul unde vrem să ajungem, ca să mă exprim eu mai clar, că succesul pe care ni-l dorim, da, pentru că unii dintre voi poate vă puneți, aveți ceva legat de succes, de bani, de materializare, de carieră, de
depinde fiecare ce-și dorește. Deci, ideea că ne asigură că acest loc unde vrem să ajungem, că acest succes, da, pe care vrem să-l atingem, ca să-mi continui ideea și pe care îl căutăm, se poate atinge, da? Și faptul că mergem către el ne servește în continuare. Așa că planul nostru trebuie să fie aliniat la suflet, dar planul pe care îl vom face la un moment dat împreună să fie tangibil, să fie plin de emoție, da? Să simțim dacă e din suflet, da? Și că nu este ceva plictisitor. Încă un lucru, trebuie să ne obișnuim să vorbim cu sufletul nostru, trebuie să începem să vizualizăm cu sufletul nostru, să ne putem verbaliza și vizualiza dorințele sufletului. Dacă nu putem verbaliza și vizualiza dorințele noastre, nu le vom putea realiza. Așa că sunt anumiți pași necesari pe care noi trebuie să-i facem în acest program ca să ne satisfacă și emoțional și să ne placă să putem să mergem mai departe. Va fi nevoie să scriem la un moment dat, adică să fie verbalizare, să fie vizualizare, să fie scriere, adică noi trebuie să ne folosim de toate instrumentele, care unele sunt deja demonstrate, sunt cuantice, pentru că lucrează multidimensional, scrierea este dimensională, pentru că ne conectează la mintea subconștientă. Așa că scrierea este un instrument, că m-ați întrebat, care tot sunt alea? Da, ele sunt multe. Unele deja le știți, instrumentele cuantice. Afirmațiile sunt cuantice, pentru că lucrează la nivel dimensional, plus că sunt și afirmații strict quantum afirmații. Vizualizarea lucrează la nivel multidimensional, este instrument cuantic, da? Așa că vedeți că ne putem folosi și vom avea meditații în care vom folosi vizualizarea și lecții în care vom folosi verbalizarea și scrierea. Nu scăpați, pentru că sunt lucruri dovedite, sunt instrumente dovedite care ne ajută să ajungem la sufletul nostru, la mintea sufletului nostru, la subconștient. Așa că vom lucra pe energia oferită de Tesla, recomandările date de el, vom merge pe acele secvențe deja care sunt demonstrate că funcționează și, bineînțeles, în cazul în care ne simțim blocați, întotdeauna nimic nu este bătut în cuie, dragii mei, trebuie să examinăm toate modalitățile, să recurgem la schimbări și să putem, evident, să revizuim strategiile noastre, strategia noastră, planul nostru, da? Pentru că nimic nu este bătut în cuie, totul este pe încercare. Cu cât te conectezi mai profund la suflet, cu fiecare zi care trece, o să primești informații noi. Nu că sufletul nu le-a trimis de prima dată. Tu, datorită vibrației diferite. Tu, datorită vibrației schimbătoare și vibrației joase. Pentru că noi, cu cât ne aliniem la suflet, ce înseamnă a te alinia? Fiind în aliniere, a manifesta în aliniere, a crea sănătate în aliniere, a crea prosperitate în aliniere. Sunt anumite tehnici, anumiți pași. Unii dintre ei o să-i lucrăm în mod complex în cursul pe care îl începem în luna septembrie. Va fi un mega curs. Și acolo o să aflați lucruri șocante despre unele porțiuni legate de informația de suflet, dar aici vom merge pe lucrurile știute, pe lucruri concrete, pe lucruri care nu vă sunt străine și care pot să vă aducă cu fiecare zi în această aliniere, mai aproape de vibrația, de frecvența de vibrație a sufletului. Orice informație cer sufletului îți vine în secunda 2. De fapt, sufletul, dinainte să întrebi, știe ce-ți dorești tu. Informația îți vine numai că tu nu o poți accesa pentru că ești pe altă frecvență de vibrație față de sufletul tău. Și apropo de acest curs, mega curs, da, extravaganța care va începe în septembrie, veți avea foarte multe instrumente plus o inițiere foarte interesantă de reconectare la matricea sufletului, da? Și fiecare o inițiere care nu durează câteva minute, o inițiere care durează 48 de ore, vor fi foarte multe lucruri interesante pe care le veți experimenta.
Și, bineînțeles că ideea pe care vreau să o aduc aici, în acest mini-program de 8 săptămâni, este că trebuie să recunoaștem cu inima și să alegem cu capul împreună, da? Ceea ce vom face în, și, bineînțeles, vis-a-vis de verbalizare și vizualizare, pentru că am vorbit de scriere, cuvintele, dragii mei, e necesar să apelăm la ele, pentru că sunt energie. Da? Deja știm acest lucru, fiecare cuvânt pe care îl rostim are o frecvență proprie, fiecare cuvânt pe care îl rostim are o vibrație proprie, o semnătură vibratorie și creează valuri în întinderea universului cuantic. Da? Când vorbim, când scriem, folosim cuvinte pentru a ne transmite, pentru a transmite sensul, da? Precum și energie. Că scrii, transmiți energie. Că vorbești, transmiți energie. Indiferent că vorbim cu familia noastră, indiferent că vorbim cu noi, indiferent că vorbim cu sufletul nostru, indiferent că vorbim cu copilul nostru, indiferent că vorbim cu vecinul nostru sau cu șeful nostru, indiferent că vorbim cu o persoană, cu două, cu zece sau cu un public de 200 de persoane, nu contează, indiferent că scriem o înregistrare, facem o scriere în propriul nostru jurnal, da? Indiferent că facem scrierea către noi, indiferent că facem o scriere către altcineva, trimitem o scrisoare, deci asta este transmitere energetică și are viață proprie acea scriere, are viață proprie acel cuvânt, da? Acele cuvinte. Deci au o semnătură vibratorie care ne va ajuta foarte mult ca să conștientizăm mai mult că aceste cuvinte și această scriere pot să ne schimbe extraordinar de repede frecvența de vibrație și ideea e să ne aliniem mai repede, să ne armonizăm mai repede la frecvența de vibrație a sufletului nostru, adică să nu mai existe acest decalaj între noi, între corp și suflet, pentru că aici, în, din cauza acestui decalaj, ne poticnim și ne confruntăm cu atâtea blocaje. Nu iau în seamă componenta karmică, la care se lucrează tot pe gen de meditații, vizualizare. Mă rog, sunt multe alte instrumente frumoase, dar mă refer la ideea de blocaje, că aceste blocaje pot să vină și din componenta karmică, da, și să le interpretăm ca blocaje. Dar ce ține ca lecție dată de suflet, pentru că multe lecții de suflet ne apar ca și blocaje. Și nu, lecțiile de la suflet nu trebuie să fie dureroase, nu trebuie să fie lacrimogene, nu trebuie să ne aducă suferință, pentru că de multe ori putem să învățăm cu iubire, să învățăm bucuroși, fericiți, da? Sunt lecții frumoase care ni le aduce sufletul, care nu sunt pline de durere. Dar și acestea, neînțelese și neînvățate, pot să ridice blocaje și noi spun, uite, băi, blocaj karmic. Nu e karmic, e de la lecția de suflet și veniva vremea să le învățăm să trecem peste ele. Dragii mei, indiferent că începeți acest program pentru parte financiară, indiferent că începeți acest program pentru parte de sănătate, da? Dorințele voastre sunt legate de sănătate. Programul de 8 săptămâni, ei bine, vom face progrese zilnic în direcția obiectivelor noastre, pentru că vom avea lecții 8 săptămâni în fiecare zi. Asta este. E un program foarte bine pus la punct și primul pas, și spun asta pentru că abundența, mulțumim mult pentru steluțele voastre, încă o dată vă mulțumesc din suflet. Abundența este, dragii mei, în primul rând un proces neurologic. Nu este un proces, v-am mai spus acest lucru, un proces aleatoriu, nu vine la ghici, nici la ceva numit soartă și important e și primul pas va fi conexiunea la suflet. Așa că vineri, când vom avea prima lecție, veți avea și lecție și meditație, deoarece trebuie să ne conectăm la dorințele sufletului, da? Pentru că atunci când te conectezi, da, la intuiția ta, când intuiția este
practic instrumentul sufletului, ajungi la lucruri mărețe, pentru că prin intuiție primim... programul se face totul pentru toate dorințele și e bine să nu alegem foarte multe și o să vă spun de ce. Prin intuiție primim răspunsuri la întrebări pe care poate nu le-am pus niciodată sau nu ne-a dat prin cap. Este practic acea voce pe care trebuie să o ascultăm și care e necesar, da, să o ascultăm mereu, acea voce interioară care o să ne ducă numai liniște în suflet, o să ne aducă numai lucruri bune, o să ne ducă numai pe drumuri bune, o să ne ducă numai pe uși deschise. Acea voce care știe drumul pe care trebuie să-l urmăm, știe următorul pas pe care trebuie să-l facem ca să găsim lumină, iubire și succes în tot ceea ce avem de făcut. Așa că este obligatoriu și important să ne conectăm la suflet ca să avem acces la această intuiție. Da? Și bineînțeles că dacă ne conformăm, lucrurile or să meargă extraordinar. Ei bine, vom... face asta ca și prim pas, da? Pe urmă, următorul pas urmează stabilirea provocării, da? Să ne alegem dorințele, da? Obiectivele care trebuie să fie fascinante, motivante, lucruri care poate n-am reușit să le realizăm de ceva timp. Și eu vă sfătuiesc și vreau să vă notați asta acum, pentru că până vineri aveți temă de gândire, da? Până când aveți prima lecție, alegeți-vă, dragii mei, 3-5 obiective, pentru că veți avea de muncă la ele și nu vreau să vă supraîncărcați. Eu am spus că pe parcurs puteți să vă revizuiți planul, dar nu vreau să pierdeți timp și să o luați din nou de la capăt. În momentul când îți revizuiești planul, trebuie din nou să o iei de la capăt, da? Și pot să fie 3, pot să fie 4, pot să fie 2, pot să fie 5, și 5 mi se par mult la un moment dat. Cei care ați mai lucrat provocarea în anii trecuți, poate vă puteți înhăma. Poate să fie și o singură dorință, da? Un singur obiectiv. Și vreau să începeți să le schițați în jurnalul vostru spiritual, în jurnalul acestui program, dacă începeți un caiet, o agendă, agenda programului, unde vă scrieți lecțiile, unde vă notați impresiile în urma exercițiilor pe care noi le facem în meditație și puteți să vă le pregătiți pentru vineri, să vă gândiți cam ce ați vrea, ce v-ați dori, ce v-ați propus. Nu știu, 1, 2, 3, 4, 5 obiective să fie, da? Următoarea zi de lecție, vă spun așa la ce vă așteaptă, asta nu înseamnă că voi nu puteți să începeți să schițați de acum. Vom transforma aceste obiective în afirmații, pentru că avem nevoie de verbalizare, da? Deocamdată stabiliți ce vă doriți, ce v-ar place, ce v-ați dori, da? Nu e acum obligatoriu cum le formulăm acum, da? O să primiți un video special pentru acest lucru. Afirmațiile trebuie să fie pozitive, da? Dacă tot m-ai întrebat cum să le formulăm, la timpul prezent. Da? Cele mai puternice sunt prin expresia eu sunt, da? Să nu conțină negații, să nu conțină cuvinte de vibrație joasă, rate, datorii, împrumuturi, nu folosiți aceste cuvinte, recuperări, da, recuperare financiară, nu recuperarea datoriei, nu puneți, da, cuvinte de vibrație mai joasă și obligatoriu să aibă legătură doar cu persoana ta. Numai cu persoana ta. Următorul pas în programul nostru va fi să stabilim un plan zilnic de atingere a acestor obiective, pentru că nu ne punem doar niște obiective, facem niște afirmații și nu facem nimic și așteptăm. Da? Nu aleg să
îmi doresc să. Atunci când spun aleg să, înseamnă că tu ai o vibrație de lipsă. În momentul când alegi, înseamnă că acel lucru îți lipsește. Deci tu pleci cu o vibrație de lipsă. Aleg în momentul când ceva îmi lipsește. Îmi doresc să spun când ceva îmi lipsește. Asta este frecvența lipsei, energia lipsei. Nu îmi doresc să generez lipsă. Nu îmi doresc afirmația mea să genereze energia lipsei. Da? Nu, programul este să ne rescriem noi viața, nu pe cea a tatălui. Da? Deci noi ne vom rescrie viața. Nu este vorba despre ceilalți, este vorba de noi. Dacă vreți, puteți, în afara programului, să vă rugați pentru alte persoane, mai ales pe parte de sănătatea tatălui, care sigur e karmică. Am avut programe, avem programe, vom mai avea programe pe parte karmică, le-am și făcut pentru că puteți lucra, pentru că ce în familie karmic și ne afectează de la părinți, așa că acum este despre a ne rescrie noi viața, nu e despre mama, despre tata, despre bunicul, despre copil, este despre noi, pentru că noi suntem cei mai importanți, mai importanți decât oricine pe lume. Și îmi setez intenția ca. Nu. Nu. Nu, intenția există, nu o setezi. Ea există deja, este setată. V-am spus, cea mai puternică formulare să înceapă cu eu sunt. Adică deja ai manifestat acel lucru, deja ești criptat în acel lucru, deja ești în matricea acelei dorințe, deja este manifestată, ești pe acea linie de timp în care dorința ta este împlinită. Pe urmă, vom stabili acel plan zilnic de atingere a acestor obiective în care voi trebuie să alegeți între 3 și 5 acțiuni pe care le veți face zilnic, zilnic, că aici este munca de a materializa, care să ducă la materializarea. Nu puneți cuvântul nebenefic. Nu aveți de ce. Nu folosiți negații. Orice doriți se poate formula pozitiv. Da? Ok. Și vom stabili aceste obiective, 2, 3, 5 obiective, acțiuni, mă scuzați, care duc la pot să doresc să am soț sănătos. Și ce acțiuni faci? Ce obiective și ce acțiuni faci ca pentru tine? Este vorba de a-ți rescrie tu viața. Da? Și ce acțiuni faci? Că trebuie să faci zilnic niște acțiuni. Ce este legat de celelalte persoane, nu are legătură cu acest program. Cred că am fost foarte clară. Îți rescrii tu viața. Nu soțul, nu copilul, nu cățelul, nu șoricelul, nu gândăcelul. Da? Pentru asta aveți terapia karmică pe care o puteți lucra. Mai departe, aveți un pas 4 să răspundeți la niște întrebări. Da? Referitoare legătură cu obiectivele, cu ceea ce v-ați propus. Și veți primi întrebările la care trebuie să răspundeți. Următorul pas este tehnica zilnică. Veți avea de citit o declarație de integritate către suflet,
Da? Și puteți să faceți asta în fiecare zi. Veți avea de lucrat afirmațiile voastre care pur și simplu lucrându-le cu eu sunt, vă conectați cu puternica prezență eu sunt. Dacă e cea mai puternică afirmație de conectare la sinele superior și la puternica prezență eu sunt de materializare. Să înceapă cu eu sunt. Da? Și pe urmă puteți să scrieți dorința voastră împlinită. Veți avea, deci, declarația de integritate, afirmațiile pe care le veți scrie de 3 ori dimineața, de 6 ori la prânz, de 9 ori seara. De asta vă spun, nu vă încărcați cu foarte mult dintr-o dată. Ca să lucrați cu plăcere, să vă vină ușor, da? Să nu fie o povară, aoleo, până termin astea că sunt obosită și dacă lucrezi așa, nu mai este materializare, aia este corvoadă. Aia este corvoadă, da? Pe lângă aceste lucruri, vei avea acele acțiuni care ți le-ai propus să le faci zilnic și, bineînțeles, că ai de postat și fișele pe care eu le pun, ai de descărcat, dacă vrei să lucrezi pe fișele mele sau pe jurnalul tău și odată la 2 săptămâni vom avea o revizuire și o de identificare de rezultate și de progrese, da? Și vei răspunde iar la niște întrebări. Adică, practic, sunt anumiți pași pe care îi vom face împreună. Important este să începi cu fruntea sus, să-ți dorești să faci ceva pentru tine, pentru că numai când ești tu bine, cei din jurul tău sunt bine, numai când tu ești pe calea sufletului tău, poți să-i ajuți pe ceilalți, n-ai cum să ajuți, n-ai cum să fii de folos sau poate ți se pare și trăiești într-o iluzie că poți să ajuți și să fii de folos atunci când nu ești aliniat la sufletul tău. Pentru că când ești în dezarmonie și dezaliniere de esența sufletului tău, nu poți să oferi iubire, nu poți să oferi o vibrație pentru că nu ai o vibrație pozitivă, n-ai cum să oferi vibrație pozitivă și nu, serviciile tale nu sunt niciodată aliniate. Și ceea ce transmiți nu ajută la creșterea celorlalte suflete. De asta este important. Și voi da câteva exemple și de legate de sănătatea voastră și legate de materializare, dar în momentul când o să vină vremea în zilele următoare să ne stabilim dorințele, cam cum să sune ele, legate de bani, legate de un obiect, da? Și acum nu știu ce vă doriți fiecare și vom lucra împreună, vom merge împreună cu acest program. Ok, așa că, da, și de greutate, da, cei care doriți să umblați un pic, și la greutate, în primul rând este importantă sănătatea, pentru că un corp perfect sănătos are o greutate optimă, da, greutatea, o greutate peste măsură este la un corp cu disfuncții mari, deci acolo nu există sănătate. Corp care este supraponderal, deci e clar că importantă este starea de sănătate, pentru că greutatea este rezultatul unei disfuncții și important este să fii sănătos. Da? Și în urma reglării stării de sănătate o să se regleze și greutatea. Dragii mei, ce să vă spun, o să ne ajutăm de tara cea verde, pentru că vom crea și această echipă. Este important să primim binecuvântările lor, pentru că astăzi e ziua tarei și Buddha Medic avem, da, Buddha al medicinei, ne vor ajuta în acest program, vom merge mai departe, vom face și activarea echipei. Ghizii noștri, ghizii sufletului nostru, ghizii de misiune, vom lucra și îi vom chema într-o meditație, vom lucra această meditație de reconectare la esența sufletului și la misiunea personală.
și ne propun să lucrăm această meditație pe tot parcursul acestui curs și vom avea mici filmulețe și meditații pe tot parcursul acestui program de provocare, program provocare de 8 săptămâni. Bineînțeles că în fiecare miercuri puteți să-mi puneți întrebări, am să vă răspund în fiecare miercuri. Am să vă răspund la întrebările care le-ați pus pe grup, am să vă răspund cât pot și personal, ca voi să primiți toate răspunsurile la timp și o să fac tot ce pot. Da, vineri o să primiți prima lecție. O să aveți o lecție, o să aveți o înregistrare, o meditație cu care puteți să începeți să lucrați în această prima lecție și va fi postată vineri dimineață. Nu știu, unii poate puteți să o lucrați de dimineață, unii o lucrați seara când ajungeți acasă și veți continua să lucrați cu ea, da? Veți avea și o lecție și o meditație, de fapt, și lecție și meditație. Dar, mă rog, totul face parte din acest pachet. Așa că voi puteți să începeți să vă pregătiți o lumânărică, puteți să vă pregătiți niște cristale curate pentru vineri, pentru acest program, da? Puteți să vă gândiți la declarația, o scrieți atunci când am să. Nu, când o să vi-o dau eu, da? Mai avem până la declarație câteva zile, da, Mioara? Le luăm încet, le luăm încet, așa ca să avem timp în acest weekend să le lucrăm, să avem și voi timp să le lucrați, pentru că este weekend și puteți să vă gândiți pe cine vreți să aduceți în echipe lângă ghizii voștri ai sufletului, echipa, da? Cei veniți în momentul când v-ați întrupat, călăuzele sufletului, puteți să chemați alături de voi, atunci când o să facem activarea echipei pentru acest program, puteți să chemați, nu va fi vineri, va fi în altă zi, evident. Puteți să vă gândiți pe cine vreți să chemați, pe Maria Magdalena, pe. Vă scrieți voi în caietelul vostru, da? Cu cine vreți să lucrați, poate cu un strămoș înalt și luminos. Da, care s-a ridicat cu Saint Germain, cu flacăra violet. Deci, vă gândiți să vă pregătiți pachetul vostru cu tot ceea ce vă place. Eu vă răspund la întrebări, eu o să vă ghidez, o să vă trimit meditațiile, o să vă trimit lecțiile, o să vă trimit fișele de lucru pe grup, ca voi să le aveți acolo pe rând, da? Și eu vă mulțumesc că ați participat în această seară. Pregătiți-vă până vineri. Da, ce credeți voi că aveți nevoie, pregătiți-vă, gândiți-vă la ce ați vrea, ce v-ați dori pentru voi, ce vrea sufletul vostru pentru voi, nu pentru alții. Misiunea este a voastră, nu e pentru mama, pentru tata, știu că toți ne dorim sănătate și vreau să vă schițați, să începeți să vă schițați dorințele, da, obiectivele voastre, ca să le aveți pregătite pentru vineri, să vă gândiți cam ce acțiuni ați vrea să faceți, cam ce ați putea să lucrați zilnic ca să vă împliniți aceste obiective, da? Care ar fi acțiunile voastre, da? Ce ați putea să faceți ca să mergeți în direcția împlinirii viselor voastre. Ok, dragii mei, cam asta ar fi pentru această provocare de 8 săptămâni. Așa cum v-am spus, va fi în grupul Succesul Sufletului. Cei care nu sunt în grup pot să se înscrie la adresa mea de mail. V-am pus adresa de mail la luis.terapeut@gmail.com și vă aștept cu mare drag și, bineînțeles, vă rog să invitați persoane care considerați că le-ar fi de folos, s-ar bucura, le este necesar acest program, invitațiile în grup. Da, pot fi aceleași acțiuni ca și la scrisoarea care ați făcut-o, da, către bordul karmic, petiția către bordul karmic. Da, puteți să vă stabiliți aceleași task-uri, da? Aceleași acțiuni, ca la scrisoare.
Cum vreți voi, dacă sunt mulate pe dorințele voastre, eu oricum fac tot posibilul să vă ajut și să mergem împreună și, bineînțeles, putem să și postăm. Avem voie să și postăm imagine acum atunci când începem să lucrăm, da? Să începem să punem în practică fizic munca noastră. Dar haideți să o luăm încet, relaxant, da? Pentru că oricum e vară, e cald, poate prea cald și trebuie să... Sunt foarte multe interferențe în această perioadă și trebuie să fim cât mai liniștiți, să ne liniștim cât mai mult, să ne relaxăm cât mai mult ca să putem să lucrăm cu noi, să ne îmbunătățim starea de sănătate și, bineînțeles, să auzim ce ne spune sufletul nostru, ce am fi fără el. O seară frumoasă și binecuvântată, dragii mei, și așa cum v-am spus, de vineri o să începem cu postările, cu lecțiile. Important este ca voi să fiți în grup. Nu uitați, sâmbătă 5 august avem această terapie de recuperare, o terapie extraordinară formată din mai multe terapii, da? În programul nostru de recuperare a părților de suflet, de vindecare, de reîntregire, facem și terapia de recuperare karmică, bineînțeles, și ștergerea de implanturi, vom merge și în alte vieți să facem aceste recuperări și, bineînțeles, și darurile divine, părțile de suflet care țin de misiunea noastră personală, de boală, de vindecare și de tot ce avem nevoie. Așa că chiar este interesant și așa cum știți, ca orice terapie pe care o lucrați cu mine este foarte puternică, așa cum ați constatat și la terapia karmică în cronica, că așa ați văzut cât este de puternică. Și vă invit să vă înscrieți pentru sâmbătă 5 august la evenimentul nostru. Aveți în magazin evenimentul, deci puteți să-l accesați acolo, îl aveți și pe pagină și vă aștept cu mare drag în grupul nostru Succesul Sufletului ca să începem. Da, știu că a fost puternică terapia și încă n-am făcut-o pe toată, da, cap-coadă. Ok, vă aștept cu mare drag, nu uitați că în luna august, în grupul nostru Maria Magdalena, continuăm cu inițierea în Ordinul Trandafirului Albastru. Astea ar fi următoarele, da, evenimente cele mai curând care noi le vom lucra. Și în magazin aveți la grupuri, grupurile aveți la evenimente, evenimentul din 5 august pe care noi îl lucrăm și vă aștept cu mare drag. Programul de recuperare al părților de suflet durează cel puțin 3 ore. Da, avem câteva meditații, nu putem să le facem legat, adică vreau să vă explic fiecare meditație, fiecare terapie, fiecare exercițiu și pe urmă le lucrăm pentru că vreau să înțelegeți anumite lucruri și va dura, da? Deci nu durează o oră, două, va dura câteva ore. Așa cum a durat, da, și terapia karmică. Acum cred că va dura un pic mai mult. Asta este, da? Trebuie să facem lucrurile serios. O seară frumoasă și binecuvântată și cei care doriți să participați, aveți în magazin și cărțile. O să vă ajute foarte mult, că am uitat să vă spun. De fapt, v-am pomenit de scriere și de vizualizare, de verbalizare, de vizualizare foarte mult. O să vă ajute în acest program pe care noi îl începem, Rescrieți viața. Cartea mea, Transformă-ți viața prin vizualizare, este o carte foarte interesantă, foarte puternică, care vine cu un CD cu meditații cadou și pe care o găsiți în magazin, evident, alături de toate celelalte cărți ale mele. Dragii mei, o seară frumoasă și binecuvântată. Vă doresc și, bineînțeles, vă aștept în grupul nostru Succesul Sufletului ca să începem să lucrăm de vineri programul nostru, să vă stabiliți până vineri, să vă gândiți până vineri, să vă așezați gândurile, cam ce ați dori. Nu sufletul obosește corpul. Sufletul n-are cum să obosească decât dacă sunt părți pierdute, că de asta facem și această terapie de recuperare.
nu este un suflet obosit, este un suflet scindat, rupt în bucăți, cu părți fragmentate, și atunci ne simțim fără energie, devitalizați și, bineînțeles, mai grav e că dacă pierzi părțile de suflet care sunt legate de prosperitate, n-ai cum să ai prosperitate, dacă pierzi părțile de suflet care au criptată misiunea personală, mai greu de accesat misiunea personală la anul și la mulți ani, și de asta este necesară această recuperare, această reîntregire, această vindecare, această ștergere, curățare și implementare, care oricum se face în timp, nu se face într-un minut, două, da? Pentru că o să vă explic cum are loc reintegrarea și alipirea la sufletul mamă și de ce este obligatoriu să lucrăm prin sinele superior. Dragii mei, vă aștept cu mare drag la terapie, vă aștept cu mare drag la evenimentul nostru care începe vineri. Am spus ca să aveți weekendul înainte, să vă fie și vouă mult mai ușor, să fiți mai liniștiți, mai relaxați, să nu începeți cu cele mai multe acțiuni, să începeți de luni, să aveți weekendul liber pentru cei care aveți weekend liber, da? Sunteți fericiții posesori de weekend liber, să începeți programul cum se cuvine. O seară frumoasă și binecuvântată, dragii mei, și așa cum vă spun de fiecare dată, Dumnezeu coboară în orice casă, în orice minte și în orice suflet curat. Ne revedem vineri, bineînțeles, mă revedeți în filmările pe care o să începem să le punem. Numai bine, dragii mei, vă pup!